mântuire zi de zi. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni 10:12. Căderea lui Petru n-a fost instantanee, ci treptată. Încrederea în sine l-a făcut să creadă că era mântuit și, pas cu pas, a fost dus în jos pe cale până când a ajuns în situația de a se lepăda de maestrul lui. Niciodată nu ne putem încrede în noi înșine și să fim totuși în siguranță sau să credem, cât ne aflăm în această lume, că suntem asigurați împotriva ispitei. Cei care îl primesc pe Mântuitorul, oricât de sinceră le-ar fi convertirea, n-ar trebui învățați să spună sau să creadă că sunt mântuiți. Aceasta duce în eroare. Fiecare trebuie învățat să nutrească speranță și credință, dar chiar când ne predăm lui Hristos și știm că El ne acceptă, nu ne aflăm dincolo de puterea ispitei. Numai cel ce rabdă, încercarea va primi cununa vieții. Cei care îl primesc pe Hristos și în credința lor începătoare spun că sunt mântuiți, se află în primejdea de a se încrede în ei înșiși. Suntem avertizați. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Unica noastră siguranță este în neîncredere continuă în noi înșine și dependență continuă de Hristos. Sunt mulți care îl mărturisesc pe Hristos, dar care nu au ajuns niciodată creștini maturi. Ei recunosc faptul că omul este căzut, cu facultățile slăbite și necorespunzător pentru realizări morale. Dar ei spun că Hristos a purtat toată povara, toată suferința, toată lepădarea de sine, iar ei vor să-L lase să le poarte. Ei spun că nu au nimic altceva de făcut decât să creadă. Dar Hristos spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Niciodată nu va fi cazul să ne odihnim într-o condiție de satisfacție, fără ca să mai înaintăm, spunând, sunt mântuit. Când această idee este nutrită, nu mai există motive pentru veghere, pentru rugăciune și pentru intenții serioase de înaintare spre realizări mai înalte. Nici o limbă sfințită nu va rosti aceste cuvinte până vine Hristos și intrăm pe port în cetatea lui Dumnezeu. Atunci, fiind timpul cel mai potrivit, putem să dăm slavă lui Dumnezeu și mielului pentru eliberarea veșnică.